Știința deschisă este o nouă abordare care se bazează pe transparență, cooperare, transformare digitală și utilizarea unor noi instrumente de comunicare, atât în cadrul comunității științifice, dar și comunicarea între știință și societate. Aceasta este viziunea Comisiei Europene, care evident trebuie să o adopte, să o aplice și Republica Moldova, atât la nivel de țară, cât și la nivel de instituții de cercetare, cu atât mai mult că recent am fost acceptați în calitate de țară candidată pentru a intra în marea comunitate a țărilor Uniunii Europene. Deci, de asemenea, a menționat doamna membru corespondent Svetlana Cojocaru despre acea necesitate pe care o oferă și o propune știința deschisă, mai ales în anumite contexte de criză, martorii cărei am fost noi ultimii 2 ani, atunci când anume știința deschisă, deschiderea la rezultatele cercetărilor științifice. Accesul la publicații a permis în timp record oferirea de soluții pentru a ieși din acea criză pandemică în care am intrat toți împreună. Astfel că anume știința deschisă oferă acces în timp util și gratuit, la, nu doar la publicații, dar și la date de cercetare, ceea ce este foarte important pentru realizarea altor cercetări științifice. Astfel, în cazul de față, vorbim despre reutilizarea datelor primare oferite și dobândite de către alți cercetători. Numai puțin important în acest context este colaborarea cercetătorilor științifici și cadrelor științifico-didactice pentru a face schimb de informații și vorbim de acest schimb la toate nivelurile, atât la nivelul micro, la nivel mediu și la nivel macro, pentru că doar prin colaborare astăzi putem într-adevăr realiza cercetări științifice de calitate. Și constatăm acest lucru inclusiv prin teme de cercetare multidisciplinare, dar și prin crearea echipelor multinaționale, multiinstituționale. Fiecare vine cu partea sa de contribuții la crearea acelui volum masiv de cunoștințe pe care putem să-l partajăm și să-l utilizăm în comun. Și nu mai puțin important este dialogul între știință, politică, politic sau factorii de decizie politică și societate, pentru că societatea, într-adevăr, trebuie să cunoască ce face segmentul cercetării, dat fiind faptul că marea parte a proiectelor de cercetare, a temelor de cercetare sunt finanțate din banii publici. Și totodată vorbim despre impactul social pe care trebuie să-l aibă rezultatele cercetărilor științifice prin accesul sporit la aceste rezultate, prin reutilizarea datelor și publicațiilor obținute și create de către alte echipe de cercetare. Am menționat anterior că este necesar acest dialog între știință, politic și societate pentru a face știința mai democratică, mai transparentă și colaborativă. Și acest lucru este posibil doar atunci când la diferite nivele, la nivel național, instituțional sau la nivel de domenii, sunt elaborate politici sau documente ce reglementează activitatea de cercetare și inovare și stabilește anumite reguli, norme, principii de funcționare a procesului de cercetare.
Unii cercetători care sunt preocupați de asemenea de subiectul științei deschise consideră că știința deschisă este un proiect politic într-o măsură mult mai mare decât un proiect tehnologic. Într-adevăr, pentru a transforma știința în cadrul filozofiei sau abordării științei deschise, este nevoie să folosim niște instrumente tehnologice noi. Dar realizări palpabile, realizări calitative de amploare pot fi obținute doar atunci când aceste intenții sunt susținute de politici și cadrul legislativ adecvat pentru a putea aceste proiecte, intenții și instrumente folosite de către toate instituțiile de cercetare. De asemenea, în recomandarea UNESCO privind știința deschisă, despre care a vorbit și domnul Cucereanu, este menționat faptul că toate statele membre trebuie să aplice prevederi ale acestei recomandări care vizează aprobarea anumitor măsuri de caracter legislativ în toate statele membre, racordate evident la cadrul normativ, cadrul legislativ al acestor țări. Și aceste modificări de legislative, de politici, trebuie să vizeze aprobarea unor documente adecvate pentru a putea fi aprobate și implementate practicile științei deschise. De asemenea, ar fi important să menționăm că politicile științei deschise, indiferent de nivelul acestor politici, stipulează, de fapt, ce, cine, când și cum ar trebui să utilizeze instrumentele pe care ne le oferă noua abordare a științei deschise, în ce mod să deschidem datele de cercetare, cum să oferim acces la publicațiile obținute în cadrul proiectelor de cercetare, în primul rând finanțate din fonduri publice. Dar nu în ultimul rând, aprobarea acestor politici și implementarea practicilor privind știința deschisă trebuie să se realizeze cu suportul comunității științifice. Dacă nu va fi acel suport din partea întregii comunități, dacă nu va fi conștientizarea din partea actorilor procesului de cercetare, cercetători, cadre științifico-didactice, studenți, doctoranți, care sunt creatori ai rezultatelor de cercetare, dar și alți actori importanți în acest proces, cum ar fi bibliotecari, care oferă servicii, creează resurse pentru a disemina și a avea acces la rezultatele cercetărilor științifice, editorii care sunt creatori de reviste științifice sau publicații științifice în care se materializează rezultatele cercetărilor științifice, evident, nu va fi posibilă realizarea nici a unei politici de știință deschisă, cât de bună n-ar fi această politică. Astfel că, în practica de zi de zi, noi trebuie să conștientizăm necesitatea acestor politici, acestor abordări și să conștientizăm necesitatea acestor schimbări care deja au început și care într-o mare măsură și într-o amploare mult mai mare urmează în următorii ani. Aș vrea de asemenea să fac referință la unele experiențe ale țărilor Uniunii Europene, dar și în general a țărilor europene, pentru că în cadrul unui studiu am făcut o astfel de analiză și să putem vedea care este locul Republicii Moldova în elaborare de politici. Trebuie să menționăm că în țările europene există diferite practici și diferite abordări cu privire la aprobarea, elaborarea politicilor naționale privind știința deschisă. Vedeți, în acest slide sunt menționate trei grupe de documente care sunt elaborate pentru a susține și a implementa practica științei deschise, cum ar fi politici
și legislație națională. Asta înseamnă că în unele țări sunt aprobate legi care expres stipulează implementarea și susținerea practicii științei deschise. În avangardul acestor inițiative se află Lituania și Franța, care se consideră țări pioniere pe acest segment, în care au fost aprobate legi care stipulează accesul deschis nu doar la publicații, dar și la date de cercetare, dar în limitele prevederilor documentelor europene. Deschis cât este posibil și închis atât cât este necesar. O altă grupă de documente sunt politici ale finanțatorilor. Evident că dacă știința este finanțată din bani publici sau este finanțată de către alți finanțatori privați, trebuie și în acest caz să existe anumite documente care să reglementeze în ce mod rezultatele cercetărilor științifice să fie posibil făcute publice sau în ce măsură și cum aceste rezultate pot fi reutilizate sau cum poate fi făcută interoperabilitatea rezultatelor obținute de către diferite grupe de cercetători. Astfel că finanțatorii, atât cei care finanțează din banii publici cercetare, cât și finanțatorii privați, elaborează și ei anumite documente de politici în care stipulează modul în care aceste rezultate ale cercetărilor să fie accesibile pentru diferite grupe de cercetători. A treia grupă de documente sunt planuri naționale, care se elaborează fie ca documente separate, fie ca documente suplimentare pe lângă alte documente de politici în care se menționează anumite acțiuni și direcții de activitate pe care urmează să le întreprindă instituțiile statului respectiv pe segmentul implementării practicilor științei deschise. A patra grupă de documente sunt declarații și concordate, care sunt aprobate de către diferite asociații, organizații, instituții de cercetare în susținerea și promovarea practicilor științei deschise. Și ultima grupă de documente, recunoaștere și recomandări, în care se menționează anumite sugestii pentru diferite entități, actori, care trebuie să le întreprindă pentru a urma practicile științei deschise în contextul documentelor internaționale, europene sau ale diferitor organizații europene sau internaționale. În imagine vedeți doar câteva exemple de documente de politici privind știința deschisă, aprobate și elaborate de diferite țări din europene. După cum am menționat mai sus, practicile sunt diferite. Majoritatea politicilor, atât acele pe care le vedeți în slide, dar și altele existente, abordează în special problema accesului deschis la publicații și date de cercetare într-o singură politică comună. Cum ar fi, de exemplu, Cehia, Cipru, Irlanda, Finlanda. O altă experiență este mult mai largă atunci când se elaborează documente de politici care vizează nu doar accesul la publicații și date de cercetare, dar este vorba de promovarea codurilor cu sursă deschisă sau implementarea managementului datelor de cercetare sau pot fi abordat accesul la date de nu doar la date de cercetare, dar la date publice. Deci, în cazul de față, este vorba de o politică mult mai extinsă și de amploare cu privire la accesul la date. Exemplele pe care noi le-am analizat, vreau să menționez că în
Europa există doar câteva țări care nu au aprobat niciun fel de document din cele 5 menționate. Dar numărul acestor țări este infim. Republica Moldova are și ea realizări pe acest segment, pentru că noi am vrut să vedem poziția Republicii Moldova în comparație cu alte țări europene. Deci noi stăm mult mai bine și avem diferite documente care sprijină intenția cercetătorilor, instituțiilor de a promova și a aplica practicile științei deschise. Aș vrea îndeoseb să menționez, pe lângă iată, cele două țări, Franța și Letonia, care au stipulat în legislația națională trecerea la știința deschisă, practicile Finlandei, care a aprobat mai multe documente de politici, care vizează anumite segmente sau domenii, cum ar fi acces deschis la publicații și date de cercetare, resurse educaționale deschise, managementul datelor de cercetare și intenționează să elaboreze documente de politici și pe alte segmente care țin de știința deschisă. Și Franța o menționez încă o dată, dat fiind faptul că Franța deja a aprobat al doilea plan național privind știința deschisă, abordând în fiecare din aceste două planuri anumite segmente de implementare a acțiunilor ce vizează practicile științei deschise, începând de la accesul deschis la publicații și până la accesul deschis la date de cercetare, evaluarea cercetării, utilizarea noilor metrici pentru evaluare. Aș vrea de asemenea să menționez și experiența României, dat fiind faptul că suntem vecini și avem relații de colaborare foarte strânse pe segmentul de cercetare. În ultima perioadă, România a întreprins mai multe acțiuni în vederea aprobării documentelor de politici. Este vorba de documentul aprobat pe 20 iulie anul curent, Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă pe perioada 2022-2027, în care este implementată exact acea idee pe care a expus-o și domnul Cucereanu, când într-un document de politică trebuie să fie, să se includă și conceptul și ideea științei deschise. România a mers exact pe această linie și a inclus în această strategie un obiectiv strategic care se numește asigurarea tranziției către știința deschisă și facilitarea progresului în cercetarea științifică și excelență. Și puteți vedea pe ce se axează aceste obiective privind știința deschisă. Deci accesibilitatea și reutilizarea datelor de cercetare, obținerea unor rezultate de calitate superioară prin eliminarea duplicării rezultatelor, deci asta ar însemna reutilizarea datelor obținute, susținerea tranziției către depozitarea fondurilor de cunoștințe în depozite digitale și nu doar cele care țin de publicații, dar și date de cercetare, creșterea transparenței în cheltuirea fondurilor, încurajarea colaborării în cercetare și deschiderea și participarea activă a cercetătorilor români la spațiul european de cercetare. Aprobarea acestui document a urmat prin punerea în discuție publică pentru consultații a documentului strategic privind cadrul dezvoltării științei deschise în România. Cartea verde a tranziției către știința deschisă 2020-2030. Acest document a fost în discuție publică până în 30 septembrie, deci urmează în continuare, deci proiectul documentului poate fi consultat și acum, dar urmează să vedem ceva mai târziu documentul final după aceste discuții publice la care a participat toată comunitatea științifică din România. Aspectele principale care vizează acest document strategic
Iarăși, este vorba de asigurarea accesului liber la publicații, datele de cercetare, managementul datelor de cercetare, deci un subiect și o direcție strategică foarte importantă, transparența în cercetare, dezvoltarea capacității naționale operaționale pentru știința deschisă, asigurarea guvernanței științei deschise, dezvoltarea de capacități necesare pentru implementarea științei deschise, adaptarea procesului de evaluare și recompensare, iarăși element la care a atras atenție domnul Cucereanu, și implicarea cetățenilor în știință. Deci este necesar să se dezvolte și să se amplifice acel dialog între comunitatea științifică și societate. În fond, atât documentele de politici ale României, dar și altor țări care noi le-am analizat, ele se axează și pun în evidență acele obiective și principii stipulate în documentele atât ale Comisiei Europene, dar și a organizațiilor internaționale, care vizează obligativitatea accesului deschis la publicații peer review, deci evaluate colegial, încurajarea accesului deschis la date de cercetare, îmbunătățirea și maximizarea accesului la rezultatele cercetărilor științifice obținute prin proiecte europene, deschiderea în mod implicit a datelor de cercetare, dar în acele condiții despre care deja am mai menționat, că să fie deschis cât mai mult posibil, dar închis atât cât este necesar. Deci să nu uităm de acest principiu, pentru că sunt foarte multe discuții anume pe acest segment. În ce măsură și cum trebuie să deschidem datele de cercetare în așa fel ca să nu divulgăm anumite secrete sau să nu încălcăm dreptul de autor asupra acestor rezultate. Punerea accentului pe sprijinirea cât mai mult posibilă și proliferarea datelor de cercetare care pot fi regăsite, accesibile, interoperabile și reutilizabile, adică toate datele de cercetare trebuie să fie conforme principiilor FAIR, utilizarea unor depozite și infrastructuri de încredere sau certificate. Asta înseamnă că aceste depozite trebuie să fie bazate pe anumite protocoale standarde, ca să fie posibil schimbul de metadate, astfel ca informația să poată fi interoperabilă și accesul să fie oferit gratuit și să avem încredere la datele care sunt plasate în aceste depozite. Dacă să vorbim de contextul național, deja unele aspecte ce vizează contextul național, atât de politici cât și de practici, a fost menționat. Peste unele dintre acestea eu voi trece mai repede, asupra unor elemente voi atrage atenție mai amănunțit. Deci, în primul rând, reieșind din acea clasificare privind politicile referitoare la știința deschisă, trebuie să menționăm că în Republica Moldova, deci avem în primul rând declarații, deci au fost primele documente de politici, prima aprobată în anul 2009, atunci când un grup de entuziaști a organizat și primul atelier în cadrul Săptămânii Internaționale Accesului Deschis și care a urmat prin aprobarea la o conferință a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova aceste declarații privind susținerea accesului deschis. Deci, de fapt, bibliotecarii au fost cei care primii au sesizat importanța accesului deschis și diseminării deschise a rezultatelor cercetărilor. Și au început crearea acelor resurse și servicii care le-ar oferi cercetătorilor, cadrelor științifico-didactice și studenților acces la cunoștințe. Și prin această declarație ei au manifestat această intenție și această dorință a lor de a se implica în acest proces. Următoarea declarație a fost aprobată la prima conferință științifică națională organizată de IDCI în anul 2018. Deja această declarație a vizat toate aspectele
ce se includ în conceptul științei deschise. Nu doar acces la publicații, dar acces la date de cercetare, infrastructură deschisă, colaborare deschisă, evaluare deschisă, o cultură științifică deschisă și comunicarea între știință și societate. Această declarație a fost semnată atât de organizații participante la acea conferință, dar și cercetători individuali. Ea este accesibilă pe site-ul IDSI-ului și eu cred că în viitorul apropiat noi vom găsi posibilitatea să plasăm această declarație pe o platformă, astfel că și alți doritori și susținători ai științei deschise în Republica Moldova să poată semna această declarație. Astfel, aliniindu-se la această inițiativă și această mișcare care schimbă și transformă știința. Aș vrea să menționez alte documente, iarăși, care au fost menționate în acea clasificare, inițiative lansate de către Prezidiul Academiei de Științe, inițiativa privind accesul deschis la publicații științifice, publicată în anul 2020 și anul trecut, Academia de Științe, de asemenea, Prezidiul Academiei a lansat această inițiativă de a promova știința deschisă pe toate filierele în Republica Moldova. Evident, contextul național pe care noi l-am atins către anul 2022 n-ar fi la acel nivel, cred că nu rău, pe care îl avem, atât privind elaborarea documentelor, anumitor practici, servicii, resurse, dacă nu ar fi fost proiectele științifice sau proiectele de alt gen, finanțate în primul rând de către structurile europene, dar și unele de către finanțatori din Republica Moldova, care vizau diferite aspecte, dar inclusiv accesul deschis la publicații, la date de cercetare, crearea depozitelor digitale, dar și elaborarea politicilor care vineau să susțină această transformare în Republica Moldova. În primul rând vreau să menționez trei proiecte care au fost realizate de către IDSI, proiectul InfoScientific, în care a fost dezvoltat, deși conceptul și ideea a venit dintr-un alt proiect, proiect pentru tineri cercetători, dar a fost dezvoltat anume în acest proiect instrumentul bibliometric național, care a oferit anumite facilități de acces la conținutul științific digital. Al doilea proiect, proiectul Știform, care a venit cu mai multe soluții de îmbunătățire, actualizare a IBN-ului, dar și crearea altor instrumente care ofereau acces la date privind nivelul de dezvoltare în, a științei în Republica Moldova. Și al treilea proiect privind infrastructura de date. În cadrul acestui proiect au fost elaborate câteva proiecte de documente privind accesul la datele de cercetare, dar și implementarea managementului datelor de cercetare. Prezentarea acestor documente a fost nu doar în cadrul proiectului, dar noi am revenit la aceste idei stipulate în aceste documente la un atelier care l-am realizat pe 19 mai la Universitatea Tehnică în cadrul proiectului, când am vorbit despre principiile FAIR și datele de cercetare deschise. Și atunci atât reprezentanții ANCD-ului, directorul doamna Olga Tagadiuc, dar și domnul Iuri Țurcanu am menționat importanța acestor documente și necesitatea de a reveni la acele idei care au fost menționate și propuse de către echipa proiectelor. Au fost de asemenea câteva proiecte gestionate de către bibliotecile universitare din Republica Moldova. Este vorba de proiectul MISIS-Q, gestionat de către
Biblioteca Universității de Medicină și la acest proiect au participat la mai multe universități din Republica Moldova, care a propus nu doar o platformă unică de acces la colecțiile bibliotecilor, dar au fost elaborate și documentele de politici instituționale privind accesul deschis la publicații. Următorul proiect a fost proiectul gestionat de Biblioteca Academiei de Studii Economice, modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. A avut mai multe obiective, dar unul din acestea, și considerăm este unul foarte important, când au fost dezvoltate depozitele sau repozitoriile instituționale privind publicațiile colaboratorilor acestor instituții. Și aceste resurse au fost inclusiv înregistrate în registrele internaționale, astfel că nu doar cercetătorii din Moldova, dar și cei de străinătate cunosc că noi avem astfel de resurse și pot accesa și face cunoștință cu publicațiile comunității științifice din Republica Moldova ale acestor instituții. S-a menționat deja că există și alte tipuri de proiecte, cum ar fi și proiectul din Minerva, a fost deja menționat, consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a științei deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia. Și acest proiect, pe lângă alte obiective, și-a trasat și obiectivul de elaborare, cel puțin a unui proiect de document de politică națională privind știința deschisă. Așteptăm să vedem acest document pus în discuție publică, astfel ca să putem veni cu anumite contribuții, completări, poate și îmbunătățiri a documentului care va fi elaborat de colegii de echipa acestui proiect. Și următorul proiect, dar nu ultimul, este proiectul NIFOS Europa. Despre acest proiect se va vorbi astăzi la următoarea sesiune, dar și serviciile care sunt dezvoltate de către acest proiect pentru comunitatea științifică din Republica Moldova, va fi și mâine o comunicare. Cu siguranță există și alte proiecte care nu vizează direct știința deschisă sau instrumentele, practicile științei deschise, dar eu am ținut să menționez acele care au venit cu cea mai mare contribuție pe acest segment. S-a menționat deja despre necesitatea modificării legislației din Republica Moldova pentru a se alinia la practicile europene a țărilor din Uniunea Europeană și aceste modificări, ajustări trebuie făcute pe mai multe paliere. Dacă vorbim de implementarea principiilor științei deschise, atunci ar însemna că cel puțin în 4 documente legislative sau legislative ar trebui să fie făcute modificări. Este vorba de codul cu privire la știință și inovare, codul educației al Republicii Moldova, pentru că și el vizează o componentă de cercetare universitară, legea privind drepturile de autor și drepturile conexe și legea privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă noi vorbim de acces la anumite date, ele ar putea să vizeze anumite persoane care participă în cercetare sau persoane, informația despre care este inclusă într-o anumită cercetare și ar trebui să protejăm intimitatea, confidențialitatea acestor persoane și trebuie să știm cum să o facem și în ce măsură putem să folosim datele personale ale respondenților, de exemplu, sau altor participanți la cercetare. Domnul Andrei Popa a menționat deja că a fost aprobată o nouă varianta legii cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Părere de rău, varianta aprobată de Parlament încă nu am văzut-o. Nu ne putem expune în ce măsură această lege aprobată se corelează la practicile științei deschise, dar urmează să o facem pe viitor. Dumnealui a menționat că au fost luate în calcul tendințele și practicile europene,
Sperăm să fie așa în ceea ce privește accesul deschis la publicații, date de cercetare, dar nu în ultimul rând aspecte ce țin de licențierea și drepturile de utilizare a rezultatelor cercetărilor științifice. În Republica Moldova, a menționat și domnul Cucereanu, există câteva documente care fie în mod expres vizează ideea științei deschise, fie tangențial se referă la știința deschisă. Cel mai indicat document în acest sens este Foaia Națională de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare pe anii 2019-2021. Trebuie să constatăm că, de fapt, prevederile acestui document deja au expirat, că suntem, practic, la finele anului 2022 și un alt document nu avem. Dar trebuie să menționăm că în acest document există un obiectiv specific care vizează accesul deschis la publicații, crearea unei infrastructuri benefice pentru accesul la publicațiile științifice, dar și întreprinderea anumitor măsuri, acțiuni pentru implementarea științei deschise în Republica Moldova. Unele acțiuni au fost realizate la 100%, așa cum se menționează în unul din rapoartele, în două rapoarte anuale pe care au fost publicate pe marginea acestui document. Cu părere de rău, pe ultimul an nu există raport, așa că noi nu cunoaștem ce s-a realizat din ce a rămas cu privire la accesul deschis sau crearea unei infrastructuri deschise sau aprobarea documentelor de politici, ceea ce a fost menționat în Foaia Națională de Parcurs. Următorul document este Programul Național Domeniul Cercetării și Inovării pe anii 2020-2023. Da, expres el nu se referă, pentru că nici o direcție strategică expres nu vizează știința deschisă, dar unele obiective se aliniază la ideea, filozofia științei deschise. Trebuie să spunem tot cu părere de rău că nici o propunere de proiect care a fost înaintat atunci la acel concurs în 2019, care vizau practicile și serviciile științei deschise, nu a fost acceptat de experți. Dar o să mai fie apeluri, așa că echipele de cercetare vor avea posibilitatea să înainteze aceste idei pentru a fi realizate. Și strategia de specializare inteligentă a Republicii Moldova până în anul 2030 este un document în proiect, nu este un document final, în care se menționează că este nevoie de a crea un ecosistem dinamic de cercetare-inovare, puternic conectat cu mediul antreprenorial. Și în acest document strategic se menționează în special dezvoltarea infrastructurii, accesul la datele de cercetare, deschiderea infrastructurii și necesitatea interoperabilității între diferite infrastructuri și rezultate ale cercetării. Nu pot să nu menționez acest document, chestionar, care a fost elaborat pentru ca Moldova să fie acceptată ca țară candidat la Uniunea Europeană, pentru că partea a doua a chestionarului, capitolul 25, se axează nemijlocit pe segmentul cercetare, pe știință și cercetare, în care sunt menționate atât anumite realizări ale Republicii Moldova, cât și planuri care trebuie realizate în viitorul apropiat. Printre realizări s-a menționat asigurarea accesului deschis la publicații, ceea ce este menționat în metodologia de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării. Deci toți participanții la proiecte de cercetare cunosc că semnează un contract cu ANCD-ul, unde este menționat că beneficiarul de proiect trebuie să ofere acces deschis la publicațiile obținute în rezultatul acestui proiect.
A fost lansat acest apel despre care am vorbit și au fost depuse mai multe propuneri de proiect, dar finanțate în final 10 proiecte, care vor veni cu anumite soluții, servicii și resurse, dar și recomandări pentru îmbunătățirea climatului de cercetare în Republica Moldova. Și pe termen scurt se stabilesc anumite acțiuni care trebuie întreprinse, cred că în mod urgent, de înființare a serviciului electronic în domeniul cercetării și inovării e-research și elaborarea conceptului de document privind știința deschisă în Republica Moldova. Prezentarea acestui document urmează să fie prezentată în continuare, în care s-au regăsit atât anumite idei și constatări pe care noi le-am obținut în rezultatul acestui proiect, dar documentul fiind realizat în cadrul contractului pe care îl are EDSI-ul cu Ministerul Educației și Cercetării și care a fost inclus în planul de activitate a Ministerului pentru acest an. Ce dificultăți întâmpină Republica Moldova în implementarea de politici privind știința deschisă? În primul rând, este necesară o cooperare între diverse părți interesate în cercetarea științifică. Pentru a avea o cercetare mai calitativă, inclusivă, cu posibilități de reutilizare a datelor și astfel să se evite anumite și duplicări, dar și să se evite cerințe contradictorii. Deci asta ar însemna că în politicile pe care noi le elaborăm, ele trebuie să fie racordate la documentele europene și organizațiilor internaționale. Cu atât mai mult că am devenit deja țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. În politicile care noi le avem deja aprobate în Republica Moldova și vorbim în primul rând despre politici instituționale, nu sunt indicate anumite prevederi care vizează stimulentele pe care le primesc cercetătorii pentru practica științei deschise, cu excepția documentului pe care l-a aprobat Academia de Studii Economice, politici instituționale ASEM cu privire la știința deschisă și accesul deschis. Da, încă două instituții au aprobat astfel de documente, în schimb, atât în strategia UTM cât și în strategia USMF-ului, aspectul ce ține de stimulente nu este menționat. Astfel că este necesar a spori gradul de conștientizare a științei deschise și dotării cercetătorilor cu abilități adecvate pentru a facilita de știința deschisă. Constatăm că, de fapt, comunitatea științifică, cercetătorii din Republica Moldova nu dețin un nivel suficient de bun cu privire la practicile și facilitățile pe care le oferă știința deschisă. Există un conflict între mandatele instituționale de depunere a rezultatelor cercetării în acces deschis și presiunea tot mai mare de a publica în reviste cu factor de impact. Da, într-adevăr, atunci când vorbim despre evaluarea instituțiilor și cercetătorilor, se menționează că trebuie să publicăm în reviste cu factor de impact și ar fi de dorit cu factor de impact cât mai mare. Dar marea majoritate acestor reviste nu sunt în acces deschis, astfel că posibilitățile de a publica și a fi acceptați pentru aceste reviste este unul destul de scăzut. Pe de altă parte, crește numărul revistelor în acces deschis, care de asemenea au factor de impact. Și în acest context trebuie să avem în vedere că și recomandările anumitor organizații internaționale, dar și declarații aprobate, cum ar fi declarația de la San Francisco, se menționează despre necesitatea evaluării pe baza unor noi metrici,
nu metricile tradiționale, factorul de impact, numărul de citări, da, aceste metrici sunt bune, dar trebuie să ținem cont că viața se schimbă, instrumentele se schimbă și posibilitățile de acces și de utilizare a informației se schimbă. Astfel că trebuie să utilizăm niște metrici și indicatori de evaluare noi, cum ar fi, de exemplu, numărul de descărcări a publicațiilor în acces deschis, numărul de vizualizări, dar și alți indicatori altmetrici. Și încă un aspect despre care, de asemenea, a menționat domnul Cucereanu, evaluarea deschisă a rezultatelor cercetării. Părere de rău, noi nu cunoaștem în cele mai dese cazuri nici cine sunt evaluatorii proiectelor de cercetare, care este competența acestor evaluatori, dacă au tangență cu proiectele pe care ei le, sau dosarele cercetătorilor atunci când ei aspiră la o anumită poziție sau premiu, remunerare și așa mai departe. Dar și atunci când sunt evaluate articolele pentru a fi acceptate în publicare. Tendința europeană este de a ce-i drept la etapa de propunere, de inițiere, care încă nu a prins aripi și nu a fost aprobată de comunitatea științifică europeană, este evaluarea pe review deschisă, atunci când evaluarea articolelor, a publicațiilor se face după ce au fost publicate sau plasate pe diferite platforme deschise. Și atunci această publicație poate fi vizualizată de oricine, oricine poate evalua, având anumite competențe și cunoștințe pe subiectul în cauză. Monitorizarea privind alinierea la principiile științei deschise în Republica Moldova. Aș vrea să menționez în acest context două analize care au fost făcute. Una în cadrul apelului ANCD-ului din 2021, studiu elaborat în cadrul ofertei de cercetare privind conectarea Republicii Moldova la platforma europeană pentru o știință deschisă, în care se menționează că este necesară elaborarea unor politici comprehensive care să includă și să racordeze între ele mai multe domenii interconexe. Deci asta a fost una din ideile principale menționate în acest studiu. Și alt raport care a fost prezentat de către un expert internațional pentru Ministerul Educației și Cercetării în anul 2021, la care am participat la discuțiile asupra acestui raport, am participat și eu și domnul Cojocaru, în care au fost, până la urmă nu știu dacă acest raport a fost actualizat, îmbunătățit și dacă a fost plasat undeva în acces public, dar el a vizat în special metodologia de evaluare a proiectelor și în el se conțin mai multe propuneri și recomandări pentru ANCD privind accesul la publicații și evaluarea proiectelor de cercetare și totodată anumite sugestii privind revistele științifice din Republica Moldova. Am menționat că în cadrul proiectului am realizat un studiu cu privire la opinia cercetătorilor, pentru că contează ca comunitatea științifică să susțină știința deschisă. Și atât, una din întrebări a vizat politicile instituționale și naționale privind știința deschisă. Ce au spus comunitatea științifică din Republica Moldova? Că trebuie să existe document de politici național privind știința deschisă. Deci, peste 50% din respondenți au susținut această idee, consideră că este foarte important, și circa 42% consideră că este important. Vedeți că un număr minor de respondenți consideră că aprobarea unui astfel de documente nu este importantă sau nu va avea anumite efecte. Și ce aspecte ale științei deschise ar trebui incluse în aceste documente de politici naționale? Pentru că vorbim de documentele instituționale, puțin diferă opinia cercetătorilor.
În primul rând, se pune accentul pe accesul deschis la publicații, date de cercetare și asigurarea integrității rezultatelor cercetărilor științifice. Dar vedem și pe alte direcții și paliere ale științei deschise, de asemenea un număr considerabil de cercetători au considerat că este important să fie reflectate în politica cu privire la știința deschisă. Aș vrea foarte rapid să pun în, să vă atrag atenția asupra câtorva momente ce vizează știința deschisă. În primul rând, tendințe privind publicarea în acces deschis în Republica Moldova și această informație noi putem să o vizualizăm, să o preluăm din instrumentul bibliometric național și vedem care este dinamica publicării articolelor din revistele științifice din Republica Moldova. Deci accentuez acest lucru pentru că în instrumentul bibliometric național sunt indexate și alte publicații. Și să nu ne întristeze această scădere a numărului de publicații, pentru că în cazul de față este vorba de o anumită calitate a revistelor și evaluarea pe care o face ANACEC-ul privind revistele științifice. Deci a crescut calitatea, nu sunt acceptate toate articolele pentru publicare, astfel că numărul articolelor este în scădere datorită faptului că s-a micșorat și numărul revistelor care au fost recunoscute în calitate de reviste științifice. Dar vedem că este în dinamică numărul publicațiilor la conferințe științifice, care iarăși sunt puse în acces deschis și vedem o diversitate a acestor materiale, atât conferințe științifice naționale cu participare internațională și internaționale. Deci există anumite probleme și pe acest segment, pentru că în EBN nu se indexează absolut toate publicațiile cercetătorilor din Republica Moldova, astfel că noi nu putem să facem o evaluare comprehensivă cu privire la contribuția și activitatea publicațională a instituțiilor de cercetare sau a cercetătorilor. În al doilea rând, trebuie să ținem cont că cercetătorii din Moldova, cadrele științifico-didactice, publică nu doar în Republica Moldova, dar și în revistele de peste hotare care se indexează în alte baze de date internaționale și aceste informații nu se includ în EBN, cu excepția publicațiilor indexate în Scopus. O altă problemă este care ține de acel document care l-am menționat, metodologia de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării. Se menționează că rapoartele anuale ale proiectelor trebuie să fie publice, astfel că comunitatea, societatea să cunoască ce fac echipele de cercetare. Părere de rău, pe site-ul ANCD-ului este raport doar pentru primul an al proiectelor. Pentru următorii ani sunt doar prezentările ale acestor rapoarte. Același lucru este și pe site-ul Academiei de Științe a Moldovei, ceea ce contravine celor stipulate în această metodologie. Cu atât mai mult că noi, informația despre publicațiile proiectelor pot fi constatate și aflate doar din aceste rapoarte. Nu mai vorbim că accesul deschis nu se asigură la toate publicațiile rezultate din aceste proiecte. Nu putem să trecem cu vederea care este vizibilitatea publicațiilor și vizibilitatea activității instituțiilor de cercetare și cercetătorilor. Și o putem face pe baza rezultatelor din bazele de date internaționale Web of Science și Scopus, și vedem care este ponderea publicațiilor cu acces deschis în aceste două baze de date, Scopus și Web of Science. Vedem că este în creștere, dar aici trebuie să menționez că în statistică nu intră toate publicațiile care la noi sunt declarate publicații cu acces deschis, pentru că în Web of Science și Scopus se duce evidența și contorizarea doar articolelor care au DOI de la Crossref. Deci nu se acceptă DOI-uri care sunt oferite, de exemplu, de la Zinodo, ceea ce fac acum mai mulți cercetători și instituții de la noi, pentru că este o opțiune și posibilitate gratuită de a avea acest identificator unic pentru obiectele digitale.
Dar să ne gândim, dacă vrem să ne mirim în această statistică, înseamnă că trebuie să schimbăm abordarea. Dacă comparăm poziția Republicii Moldova versus țările din sud-est, Europa de sud-est, constatăm de fapt că noi suntem mai jos de media europeană și de fapt suntem mai jos pe poziții, poziții mai puțin bune în comparație cu alte țări. Chiar dacă ponderea publicațiilor cu acces deschis este în creștere, dar vedem creșterea în alte țări europene este mult mai vizibilă. Același lucru este și cu, privind accesul deschis la publicații din Scopus, ca și cele din Web of Science. Finanțarea proiectelor. Am menționat deja că finanțarea privind accesul deschis se realizează în primul rând prin proiectele finanțate public, unde se prevede expres în contract că publicațiile rezultate din proiecte trebuie să fie în acces deschis și semnăm contract pentru a respecta acest lucru. Totodată vedem că ponderea alocațiilor pentru publicații este foarte mizeră, cu atât mai mult că este mizeră finanțarea cercetării în general. Și comparativ cu media pe Uniunea Europeană, deci suntem foarte departe. Costurile pentru publicare, după cum am spus, sunt prevăzute în contractul cu beneficiarul și aproximativ 20-25% din bugetul proiectului sunt prevăzute pentru publicare, dar la nivel instituțional, fondatorul susține accesul deschis prin susținerea și finanțarea revistelor pe care le editează. Și o parte din finanțarea instituțională poate să vină din finanțarea extrabugetară, atunci când sunt publicate anumite materiale ale colaboratorilor instituției. În directoriul revistelor cu acces deschis avem indexate 39 de reviste și vedem că unele din ele doar 8 percep taxe și aceste taxe, unele sunt susținute de instituții, altele sunt achitate fie din proiecte, fie de către cercetătorii individuali. Și taxa, vedeți că diferă de la 250 lei până la 120 de euro pentru o publicație. Așa. Ultimul aspect la care aș vrea să atrag atenția este vorba de infrastructura tehnică pentru știința deschisă. În primul rând accentuez că în Republica Moldova nu există niciun depozit de date deschise. Spre deosebire de multe țări din Europa, cele mai multe depozite de date de cercetare sunt în Germania, peste 400. Deci asta înseamnă că instituțiile de cercetare, agențiile de finanțare dezvoltă astfel de instrumente. Un depozit de date este în România, în alte țări și în alte țări din Europa de Sud este de asemenea. Noi urmează să întreprindem anumite măsuri pe acest segment. În schimb, Republica Moldova a înregistrat 12 din cele 15 depozite digitale ale publicațiilor cu acces deschis. Deci vedem că pe acest segment noi suntem pe o poziție mult mai bună decât alte țări, mult mai mari și pe poziții mai bune financiar decât Republica Moldova. De asemenea, aș vrea să menționez că, vorbind despre infrastructură, se dezvoltă anumite resurse și servicii pentru comunitatea științifică din Republica Moldova. Despre unele din ele, eu am strict peste ele, pentru că se va vorbi și astăzi și mâine, dar și-au fost prezentate inclusiv și la alte întruniri ale noastre. Ce probleme există? În primul rând, există anumite divergențe între standarde care se aplică, ceea ce nu permite interoperabilitatea datelor sau reutilizarea datelor. Nu se folosesc indicatori persistenți, ceea ce a menționat și domnul Cucereanu, cel puțin
orcidul și doiul, dar au fost întreprinse anumite măsuri, cum ar fi, de exemplu, în regulamentul cu privire la recunoașterea și clasificarea și evidența manifestărilor științifice, a fost menționată necesitatea obligativității utilizării orcidului, dar și a doiului ca recomandare pentru cei care doresc să obțină o categorie mai înaltă pentru revistele științifice. Dar problemele care țin în special de doi o să le discutăm mâine, pentru că va fi mâine o prezentare la acest subiect. Și concluziile la care am ajuns, că Republica Moldova, deși a pășit pe acel făgaș și transformare privind știința deschisă, mai are multe de întreprins, în special pe segmentul cadrului legal, cadrului strategic de politici, deci aprobarea documentelor de politici într-o formulă cea mai optimă. Ar fi bună și cea care a propus-o domnul Cucereanu, când într-un document strategic privind întregul sistem de cercetare și inovare să se regăsească un obiectiv strategic dedicat științei deschise. Trebuie să ne aliniem practicilor Uniunii Europene, țărilor Uniunii Europene, privind implementarea celor opțiuni de succes, privind resursele, serviciile științei și bunele practici ale științei deschise. Și o serie de recomandări care, în primul rând, ar fi necesar crearea unui consiliu consultativ pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dintr-un grup de specialiști care să vină cu propuneri clare și viabile pentru transformare în Republica Moldova. Adoptarea politicilor, elaborarea unor platforme unice, ceea ce nu există la noi, în special o platformă unică în care să se regăsească atât, în primul rând, rezultatele proiectelor finanțate din fonduri publice. Poate ANCD-ul să se gândească să mențină un astfel de depozit sau să externalizeze aceste servicii pentru alte instituții. Deci, practică de genul acesta există în alte țări, în Bulgaria, în Franța, când există niște platforme dedicate anume pentru rezultatele proiectelor finanțate din bani publici, unde găsim și proiectele și publicațiile din aceste proiecte și date de cercetare. Deci acceptarea acestor indicatori poate la început ca obligativitate, să spunem, profilurile orcid în loc de CV-urile standardizate atunci când se examinează, se evaluează proiectele de cercetare. Atunci în aceste profiluri orcid se va regăsi și competența și implicarea cercetătorilor și publicațiile acestora. Și o serie de recomandări pentru Ministerul Educației și Cercetării pentru a adopta o abordare progresivă, sistemică, privind strategia națională, atât ca document separat, fie ca o componentă a unei alte strategii ce ar viza știința deschisă. Eu vă mulțumesc pentru atenție.